Bună ziua și bun găsit, oameni buni și răi. Astăzi am ieșit să facem un scurt video, sau poate nu chiar așa de scurt, legat de un subiect care pare să devină o necesitate, după părerea mea, și o să vă explic imediat despre ce e vorba. Putem să încercăm să vedem dacă putem să aducem ceva nou sau putem să încercăm să explicăm mai pe înțelesul tuturor. Și anume despre ce e vorba, după părerea mea, în contextul geopolitic actual, când clasa politică se gândește să reintroducă sau să introducă, mai bine spus, serviciu militar voluntar pentru tinerii între anumite vârste. Cred că nu-i nimic greșit, ba dimpotrivă, după părerea mea, e o mare necesitate ca fiecare cetățean al acestei țări ar fi bine să știe să folosească o armă de foc. În sensul ăsta mi-am adus o jucărie, merg la mașină să o aduc. Am spus jucărie pentru că jucărie și îi considerată, cu toate că e foarte periculoasă, e o replică a unei arme cu lunetă rusești, SVD Dragunov, e o replică de Airsoft, perfect legală, însă foarte, foarte periculoasă. Pentru ce avem nevoie să învățăm, e foarte potrivită. Deci cum folosim o armă de foc? O să considerăm că e o armă de foc. Noi, din păcate sau din fericire, nu avem o armă de foc, însă putem să exemplificăm pe această armă, care chiar este o armă. Câteva reguli pentru început. Deci, reguli. Niciodată, arma, sper să nu-mi deranjez prea tare lavaliera, mi-am mutat lavaliera în partea asta altă, deci niciodată, sub nicio formă, niciodată arma nu se îndreaptă spre nimeni, spre absolut nimeni, nu-i permis să îndrepți arma. Arma o îndrepți spre cineva, doar în momentul în care cineva ăla ție inamic și vrei să o și folosești. În rest, în nici o împrejurare, arma nu se îndreaptă în felul ăsta spre cineva. Niciodată, niciodată, niciodată. Asta e prima regulă. A doua regulă. Arma are, în principiu, paranteză, în principiu, dacă se va ajunge la un conflict, arma care va fi folosită cu precădere, fără nicio îndoială, va fi pistolul mitralier, care este în dotarea și încă mai este în dotarea armatei române, pistolul mitralier model 1968 calibru 7.62, cu care și subsemnatul o servit patria în timpul serviciului militar și probabil că poate că mulți dintre dumneavoastră ați folosit și ați învățat să folosiți o asemenea armă în timpul serviciului militar. Mai fac o paranteză. În paranteză, cei care știu să folosească o armă, din păcate, suntem destul de în vârstă și ne apropiem de pragul pensionării și tinerii care sunt sau ar trebui să fie forța acestei țări, nu știu, cei mai mulți, majoritatea, cred că în unanimitate, nu știu să folosească o armă. Revenim! Deci o armă, asta are un încărcător, ea-i replică 1 la 1, cam așa arată pușca cu lunetă SVD Dragunov. Foarte asemănătoare mi-ar fi plăcut să am o pușcă semiautomată cu lunetă de producție românească, de Cugir. La Cugir se făcea PSL-urile, le spuneam noi. Calibru 7.62, țeava exact așa mai lungă decât a unui pistol mitralier obișnuit. O armă excepțională, 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 din toate punctele de vedere. Mi-ar fi plăcut să avem, la fel cum, după părerea mea, pistolul mitralier calibru 7.62, model 1968, după părerea mea, e una dintre cele mai bune arme care s-au fabricat vreodată, arme de foc.
Știți definiția ei, căutați-o. A fost pasiunea vieții mele în armată. Arma mea, știam și știu încă toate datele despre ea. Am iubit-o și încă o iubesc. Din păcate sau din fericire, nu am așa o armă, da? Cine știe? Deci, încărcătorul e mai lung, sectorul la pistolul automat e mai îngust, cartușele fiind mai scurte și mai lung. Dar în principiu aici, clema asta, sper să se vadă, e o clemă, apeși de ea și ai scos încărcătorul. Așa funcționează și la pistolul mitralieră, da? Să-l și punem la loc, bun. Deci, încărcătorul se ține la armă, pus la armă. Noi, în toată perioada serviciului militar, niciodată nu aveai cartușe în încărcător. Aveai un încărcător gol. Doar în situația în care făceai gardă, atunci aveai un încărcător plin și încă două aici, în port, încărcător se numea, o gentuță militară. Deci încărcătorul se ține la armă, însă fără cartușe. Într-o situație de război real, ăsta o să fie ăsta. În general, încărcătorul este plin, însă arma are o siguranță. În principal, pistolul mitralieră are absolut identic. Asta e siguranța. Acum siguranța e pusă, trăgaciul nu poate fi acționat. Pistolul mitralier avea două poziții aici, foc cu foc și încă una mai jos, foc automat. Asta are doar o singură poziție, foc cu foc, pentru că pușca semiautomată cu lunetă trăgea și trage doar foc cu foc. Nu poți executa cu ea foc automat. Deci siguranța întotdeauna este pusă. Mă pun așa să se vadă în lumina soarelui mai bine. Deci siguranța pusă. Arma e asigurată, nu pot acționa trăgaciul. Arma se purta pe umăr cu cureaua, pe umăr sau în diagonală, la spate. Așa. Da? Așa. Sau la piept. Sau pur și simplu pe umăr. Aveai cureaua și arma stătea cumva așa pe umăr. Tot nu pot să exemplific pentru că nu am acum o curea. Așa se poartă arma. Asta care vedeți dumneavoastră că se poartă arma așa e doar în filme, filmele americane, se poartă arma așa. O armă nu se poartă așa, doar în filme. În filme, da, că în filme sunt permise multe. Mai putem face o paranteză, tot ce ați văzut și vedeți în filme legat de arme de foc, cum se împușcă ei acolo și cum trag și cum de la 7000 de kilometri trag într-o muscă și îi retează aripile, sunt filme. În realitate, tragerea cu o armă de foc presupune destul de multe lucruri și presupune o mare precizie în momentul în care știi să o folosești extraordinar de bine o armă de foc. Altfel, ești periculos doar cu arma de foc, ești periculos doar pentru cei din imediata ta apropiere. În rest, o să vă explic. Deci încărcătorul se ține la armă, pus, siguranța întotdeauna pusă. Arma se poartă în felul în care v-am arătat. Așa era. La piept, cureaua. Vă imaginați cureaua. La umăr, arma în spatele meu și aici aveam cureaua și o țin așa. Sau, cum o am așa la piept, o dai și o pui în diagonală la spate. Și cureaua atunci îți venea așa. Câteva feluri de a purta o armă sau în cumpănire. În cumpănire o purtai așa în mână. Asta era în cumpănire, de ulucul armei o ții și o purtai în cumpănire. Niciodată, niciodată, niciodată nu se ține cartuș pe țeavă, în nici o împrejurare, în nici în cazurile de război. Cartuș nu se ține pe țeavă, pentru că ei siguranța, presupunem că încărcătorul e plin și un glonț, poate un cartuș, nu un glonț. Cartuș, ca să fiu exact în termeni, un cartuș poate fi introdus pe țeavă. O să vă arăt imediat cum. Însă introduci cartuș pe țeavă doar în momentul în care vrei sau trebuie sau iminența de a executa un foc cu arma, foc de armă, este imediată, iminență imediată. Nu știu cum să mă exprim mai bine, să mă și înțelegeți, să mă poată înțelege toată lumea. În momentul în care iei siguranța, deci am coborât siguranța în jos,
încărcătorul e plin cu cartușe. Am un port închizător ăsta. Da, vedeți? Ăsta. Se numea port închizător. Arma asta e acționată cu arc. Tot un arc destul de puternic are și pistolul mitralieră. Și se acționează așa. Deci trag așa până în spate de tot. Și foarte important, încărcătorul nu se port închizătorul nu se conduce cu mâna, așa. Sub nicio formă nu. Nu se conduce cu mâna. În momentul în care e tras în spate, îl eliberez. Și atunci ai siguranța că primul cartuș a intrat corect în camera de dare a focului. Da? Și se poate executa foc. Eu acum exemplific ce faci după ce nu ai cartușe în încărcător și ai armat trăgaciul doar în plan vertical, execuți și ai pus siguranța înapoi. Aveți mare, mare grijă. Asta e valabil pentru orice armă de foc. Este posibil în camera cartușului să existe cartuș pe țeavă și tu te joci și arăți la măria ta ce mare polițist ești tu, că am văzut cazuri, sau mare vânător, ce tare ești tu, sau ce mare old shatterhand ești tu și arăți cum se trage și l-ai împușcat pe om. Poc! Nu faceți asta niciodată. După ce a fost folosită arma, sau când ai curățat-o, sau când ai orice, orice, se scoate încărcătorul, se lasă siguranța în jos și se execută în plan vertical foc. Dacă cumva, printr-o greșeală, printr-o eroare, printr-o omisiune, au rămas un cartuș pe țeavă, ăla să poată fi tras, să zic așa, în condiții de siguranță și arma să fie pusă sigur. Am pus încărcătorul, am pus siguranța la armă. Cum se execută focul? V-am arătat cum se introduce un cartuș pe țeavă, se trage de port închizătorul ăsta, în principiu la pistolul mitralieră e absolut identic, se trage port închizătorul ăsta și se dă drumul, nu se conduce, se dă drumul. Și atunci, așa cum am spus, ai cumva garanția că cartușul a intrat corect în camera de dare a focului. Cum se execută foc? Mă pun, nu știu, să mă vedeți. Arma are aici un cui. Vedeți? Un cui. Cuiul cătării. Arma mai are aici o cătare cu o mică deschizătură aici la mijloc. Se numește cătare asta și cea din vârf de acolo, cuiul cătării. Aici e o la pistolul mitralieră e identic. Aici reglezi distanța la care tragi. Pentru că dacă tragi la o distanță mai mare, glonțul care țiese, care pleacă din țeavă, merge ce merge și gravitația, la un moment, el nu o să meargă la infinit, nu? Și gravitația la un moment dat îl trage spre pământ. Ca să compensezi asta, ridici puțin, să fac așa să se vadă, ridici puțin cătarea, da? Acum asta e ridicată mai mult ca să exemplific. Deci trag de cursorul ăsta și ridic cătarea. Ridicând cătarea, ca să formez linia de tragere și o să vă arăt imediat cum formez linia de tragere, trebuie să ridic puțin mai sus de armă și atunci glonțul va merge, va pleca întâi așa, pe urmă execută o ușoară parabolă și cade jos. Acum, cum luăm o linie de tragere? Avem, așa cum am arătat, cuiul cătării, avem cătarea aici și avem ochiul nostru. Și toate astea trei trebuie să formeze o linie și în capătul liniei să se afle ținta noastră. Ținta. Degetul întotdeauna se ține în prelungirea trăgaciului. Degetul nu se ține pe trăgaci. Degetul se ține pe trăgaci doar înainte să execuți foc. Altfel degetul se ține pe garda trăgaciului în prelungirea lui. Și cum executăm foc? Am văzut un inamic, las siguranța jos, armez arma, iau linia de ochire și execut foc. Țineți minte, cătarea, cuiul cătării, sau invers, cuiul cătării, cătarea, ochiul meu
trebuie să formeze o linie. Eu în cătarea asta, ați văzut-o mai înainte, când iau linia de ochire, trebuie să văd cuiul. Și între ele, exact pe aceeași linie, ochi, cătare, cuiul cătării, trebuie să fie ținta unde vreau să trag. În armată, știți, noi foloseam cursorul la 3, dacă nu mă înșel, pus la 3 și asupra țintei piept numărul, știți, dumneavoastră se lua bază și centru, bază și centru. Nu trăgeam punct ochit, punct lovit și cred că era un lucru bun ca să învățăm să folosim cursorul, să învățăm câte ceva despre cum se trage mai precis și mai era o logică, era mai ușor să țintești într-o linie dreaptă decât într-un punct care era centru în ținta respectivă. Foarte, foarte important încă câteva lucruri. În momentul în care tragi cu arma, arma de fapt e glonțul, cartușul format dintr-un tub și glonțul care pleacă. Tubul e aruncat în momentul în care ai tras, port închizătorul se trage înapoi. Cartușul, tubul gol, iese aruncat afară. Tubul cartușului conține praf de pușcă, o pulbere explozivă. Și în capăt are o capsă, cuiul percutor acționat de trăgaci. Cuiul percutor lovește capsa, capsa se aprinde praful de pușcă printr-o mică scânteie acolo și ăsta e mecanismul de dare a focului. Pulberea aia explodând într-un spațiu închis în camera de ardere, împinge partea din fața cartușului, adică glonțul propriu zis, îl împinge prin țeavă. Țeava are 4 ghinturi la pistolul mitralieră, poate fi la armele de vânătoare, este țeavă lisă care nu are ghinturi, sau țeavă ghintuită. O țeavă ghintuită imprimă glonțului o mișcare de rotație, pentru că ghinturile sunt dispuse în spirală. Glonțul se freacă, partea din spate se freacă puțin de ghinturile alea și ghinturile de pe țeavă îi imprimă o mișcare de rotație glonțului, astfel căpătând o mult mai mare precizie. Am făcut paranteza să spun că pistolul mitralieră modelul 1968, calibru 7.62, este o armă de ucidere în masă, individuală, cu o mare putere de foc. Încă unul dintre atributele lui era foarte precisă, dacă știi să o folosești. Aici, cu toată modestia, foarte important, în momentul în care folosești o armă de foc, când explozia are loc în armă, se aprinde praful de pușcă în camera de ardere, în tubul acela al cartușului, plecând glonțul, plecând pe țeavă, forța exploziei îl împinge, automat arma are un recul, se numește. Imprima armei explozia aceea și forța glonțului care se duce înainte, imprima armei un recul, adică o mișcare așa, în spate. Reculul ăsta e foarte puternic la pistolul mitralieră și dacă nu știi să-l folosești, care trag și ei cu arme destul de puternici americani, că noi nu putem trage cu arme de foc fără să încălcăm legea și care atunci când trag, le pleacă arma să le rupă fața sau umărul sau le zboară pur și simplu arma din mână. Foarte important, poziția de tragere, așa, arma o pun, o fixez în umăr, în scobitura asta a umărului și am prins-o. Și arma se ține foarte, foarte lipită de umăr. Nu trebuie să te încordezi când tragi. Nu trebuie să te încordezi, doar trebuie să fie lipită și aici doar experiența îți poate spune cum umărul și corpul tău, trupul tău trebuie să absoarbă șocul când reculul armei se produce în momentul în care se execută foc. Încă un lucru, cum executăm foc? În momentul în care învățăm să formăm o linie de tragere, ochi, cătare, cuiul cătării și în capătul celălalt ținta, arma și cursorul țintei trebuie să fie reglate cumva pe distanța la care noi vrem să tragem, să executăm foc. Cum procedăm? În general sunt mai multe poziții de tras cu arma.
cu o armă, în speță am spus pistolul mitralieră model 1968, Kalashnikov dacă vreți. Însă eu îl prefer pe cel românesc făcut la cugir. Cum se execută foc? Te așezi pe burtă, coatele sprijinite la nivelul umerilor, lățime la nivelul umerilor, picioarele nu vă pot exemplifica acum să mă pot întinde pe jos, deci te pui jos, coatele sprijinite pe sol, ideal ar fi arma să stea pe un... Noi când făceam trageri cu arma asta de airsoft, o puneam pe un săculeț de nisip sau pe ceva, poate ești pe o mobilă, poate ești pe ceva, sau poți să o ții pur și simplu în mână, coatele sprijinite pe pământ și tu ții arma, o sprijinești cu mâinile tale. Și poziția de tragere ideală este culcat pe burtă, picioarele depărtate, tălpile lipite, încălțămintea lipită de depărtate la nivelul umerilor și picioarele, ca și distanță, nu o să stai crăcănat, nu știu cât, dar nici cu picioarele apropiate. Asta e poziția ideală de tragere. Culcat. Se mai poate trage și din picioare, poți executa foc din picioare sau cu un genunchi jos. Și pentru asta pot să mă duc mai spate să vă arăt. Se mai poate executa foc așa. Și cum se procedează? Formez o linie de tragere, așa cum am spus. Las siguranța în jos. Pun cartuș pe țeavă, fixez arma, îmi iau o linie de tragere. În momentul în care sunt sigur și nu mișc, pentru că eu acum mișc, sigur bate vântul, eu sunt destul de obosit cât am ținut arma asta în mână. În momentul în care sunt sigur că nu mai mișc și am luat ținta corect, inspir, expir, îmi mențin răsuflarea, mânuiesc foarte, foarte lin trăgaciu. Nu trag brusc de el. Mânuiesc foarte, foarte lin, cât pot eu de lin trăgaciu. Pentru că mânuindu-l mai brusc, trăgaciu, o miime de milimetru, dacă vârful armei, țeava, se mișcă, la distanță mai mare, precizia va fi... nu va mai fi practic. Din cauza asta, ce v-am spus despre ce vedeți dumneavoastră în filme, cum trag ei și cum de la nu știu câte sute de metri se dau peste cap, sar și fac tot felul și eu tras la inamic exact în, și nu ratează niciodată. Al minteri stau la 2 metri unul de altul și nu se nimeresc. Mai bine ar arunca cu armele unul în altul, s-ar nimeri mai bine sau ar folosi bolovan. Alea sunt doar filme. Trebuie să știți că un lunetist, când folosește arma care vrea să tragă pe o distanță mare și vrea să execute un foc precis, un lunetist trebuie să țină seama odată de gravitație și atunci arma nu mai tragi așa, cu ea tragi puțin mai sus în funcție de distanța la care vrei să tragi să execuți focul. Un lunetist ține seama de direcția și de forța vântului, un lunetist ține seama de bătăile inimii lui și un lunetist bun sau foarte bun, de excepție, trebuie să tragă între două bătăi ale inimii să execute foc. Asta la fel sunt foarte puțini lunetiști care pot să facă treaba asta. Însă nu-i foarte greu să obții un foc precis respectând astea câteva reguli. Așa cum am spus, cred că e o necesitate ca fiecare dintre noi să știm să folosim o armă de foc. Dacă sunt tineri care vor să meargă și ar fi bine să o facă în serviciu militar voluntar, mai ales că primesc și o sumă considerabilă de bani. În cazul în care se va suna mobilizarea, să nu spunem vorbe mari, însă puteți să mă căutați și pe mine pe acolo, așa bolnav cum sunt. Dacă mă primesc, militarii, cei din conducerea armatei, o să fiu și eu pe acolo. Cu toate că starea mea de sănătate nu-mi permite să mai fac aproape nimic.
însă aș putea să vă instruiesc pe dumneavoastră. Aș mai putea face asta. Să fac instrucție cu dumneavoastră. Aș mai putea să fac asta pentru că niciodată n-am uitat cum se făcea instrucția, gradat fiind în armata română, cu toate că eu am făcut armata la Ministerul de Interne. Câteva reguli simple, dacă le respectăm și dacă avem cât de cât oarecare știință, putem să avem așa ceva și să exersăm înainte să mergem în armată, pentru că nu toți vom putea să mergem și să ne înrolăm, dar cred că ar fi bine ca societatea românească, civilii, să știe cum să folosească o armă de foc. Așa cum am spus, cred că arma de foc cea mai probabilă o să fie pistolul mitralier și eu îl prefer pe cel făcut la cugir. Era și mai frumos ca l-a făcut de ruși. Și ar fi bine să învățăm să folosim o armă, să învățăm să ne apărăm patria. Ar fi bine să nu uităm că suntem oameni. Ar fi bine să fim gata să facem și noi ceva pentru țara asta, chiar dacă țara asta nu prea face mare lucru pentru noi. În cazul în care am uitat ceva, puteți să scrieți în comentarii. În cazul în care am omis ceva, în cazul în care am greșit ceva, mă puteți corecta. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat. Vă mulțumesc pentru că dați un share al canalului nostru pe rețelele de social media și vă rog frumos să o faceți. Vă mulțumesc că o să folosiți butonul care apare aici, subscribe, adică abonare. Vă mulțumesc frumos că îl folosiți, o să apară aici. Și pentru asta, știți, îmi scot pălăria și mă înclin. Mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, toate cele bune. Hai România!